O să se usuce, uitați-vă. Deci, efectiv, roșiile ăștia o să mai țină, cât o să mai țină 2-3 zile, o săptămână, și o să pice toate. De când a început vara, oamenii și-au dat seama că anul acesta va fi prăpăd din cauza temperaturilor ridicate. La toamnă, spun ei, nu vor avea ce culege din cauza caniculei care le-a distrus grădinile cu legume. Ce se întâmplă cu ea? Hai că să zici că a mâncat-o, ce a mâncat-o, dar nu-s melci, nu e nimic pe ea. Piatră n-a fost, să ziceți că a fost piatră? Nu vrea să meargă. Efectiv, nu vrea să meargă. Și n-are rost să mai muncesc. Degeaba se chinuie oamenii să-și ude culturile. Pământul este mai încins decât aerul, iar asta le dăunează și mai rău plantelor. Dacă la soare sunt 40 de grade, vă închipuiți că pământul are în jur de 70. În fața acestei temperaturi, culturile de legume nu mai au nicio șansă. O vară în care temperaturile de peste 36 de grade Celsius au fost urmate de ploi de vară, dar cu grindină, nu aduce decât pagube țăranilor care nu mai au nicio speranță, până și solarele au copt sub razele puternice ale soarelui. Nu mai îmi permis să mai pun în grădină. De ce să pun în grădină să muncesc ca o năroadă câte 3-4 zile să stau numai pe ea, să o pun la punct și într-un final să nu mai le cu nimic? Am cules cât a fost mai rece, cât a fost mai... Acum nu mai merge. S-au distrus din cauza căldurii. Legea prin care statul suportă între 50 și 70% din pagubele suferite de agricultori intră în vigoare abia din septembrie. În aceste condiții, producătorii vor beneficia de ajutor la recolta viitoare, adică în 2011.